Compania americană Terrafugia a dezvoltat un model de automobil zburător care urmează să fie testat începând cu anul 2018. Vehiculul va intra pe linia de producție de abia peste 8 ani. Automobilul are încorporate două aripi, de care sunt atașate câte o pereche de motoare electrice care au o capacitate individuală de 300 de cai putere. Acestea îi permit vehiculului să se deplaseze din poziție verticală în poziție orizontală. În zbor, mașina poate atinge o viteză de croazieră de până la 322 km/h. Scrie monitorul cluj.ro. Reprezentanții Terra Fugia susțin că noul model va putea fi folosit cu ușurință în orașe deoarece poate fi parcat aproape oriunde. În ceea ce privește modul de operare al vehiculului, acesta va fi acționat de către un pilot automat, pasagerii trebuind doar să introducă destinația la care doresc să ajungă. În momentul în care va ajunge pe piață, Transition va putea fi achiziționat la prețul de 261.000 de dolari.